Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi voi prepara o tocăniță din ardei capia cu cărnați afumați din porc. Este o rețetă rapidă, gustoasă și ușor de făcut. Vom avea nevoie de doi ardei capia mari, de o ceapă, de o roșie, de un cărnat mare de 400 de grame, de 4 linguri de ulei și de o căniță de suc de roșii concentrat. Ca și condimente vom folosi boia iurte, piper negru și sare. Să trecem la prepararea rețetei. Pentru început vom toca ardeii capia, vom tăia roșia feliuțe, cârnații la fel, ceapa o vom tăia cubulețe și vom pune într-o tigaie încinsă cele 4 linguri de ulei, în care vom căli ceapa cu bucățelele de cârnați, pe circa 3-4 minute. După ce s-au călit cârnăciorii cu ceapa, vom turna ardeii capia cu roșiile felii și vom mai lăsa la călit circa 3-4 minute, până când se vor înmuia, după care vom adăuga ceașca de suc de roșii și jumătate de ceșcuță de apă aproape de final. Să nu uităm de condimente, de piper, de boia iute, de foarte puțină sare pentru că cârnații au deja sare în ei, iar la sfârșit puteți adăuga, dacă vă place, mărar proaspăt tăiat mărunt. Eu am considerat că este destul de condimentată mâncarea, nu am mai adăugat verdeață. Această tocăniță o vom servi alături de un piure de cartofi făcut cu unt și puțin lapte gras. Poftă bună, dragii mei!